spate acolo. Ai scrie doar weekend. Yeah. Sunt uite și al meu ce imagine are. Așa, yeah, dirty porno, așa. Ești nebun, e sau de la Silviu ăsta? E de la Silviu. Tu te găsi, mă, poză cu mine. Ia uite ce marfă e. Wow, cât de tare. A lui Borda. Stai poză cu mine, dar nu trecut. Ești mișto e? Ce tare e. Ne vorbeai de tânărul papă. Uite și tu cum se potrivesc lucrurile. Iar sunt mișto rău de tot, da. Și altul, ia uite, la Nisi. Ia uite, uite, așa o să arăt. De Paște-l port. Băi, Cruzuță, unde ai avut ideile? Ce păi, tare. Noi împreună cu un băiat din Constanța. Stai, mă, că nu l-am desfăcut pe al meu. A, știu, mă. Întâi trebuie să mă uit eu. If anyone can păi nu e chiar un băiat, e iubitul Anei. Dar nu zic la nimeni. Cât de șmecherie. Este iubitul, da. Da, Andrei. Andrei. Ce ai, mă, pe tine? Și el de 2 ani de zile. Ia uite ce mișto cu o călugăriță. Scoate-ți burtiera ca să înțeleagă. O călugăriță, da, porno. Ești prost, ce faci? Ce face călugărița în timp ce face sex, nu? Da. Nu călugărița asta, călugărița e insectă. Îi mănâncă căpățâna. Și a lui Silviu e așa, cu îi place așa, cu cătușe, cu nebunel. Ce a zis la mine la horoscop? You are the evil scientist. The evil scientist of your pe own spate desire. Fiecare are câte un mesaj. Sunt foarte multe detalii, chiar și eticheta. Ia citește și eticheta. A, bravo, mă, că e mesaj pe spate. Stai așa. Weekend, attitude. Mamă, cât de tare. Bravo, mă, Cruzuță. Mă bucur că vă plac, chiar mă bucur. I-am primit niște buci. Ia uite. Da, da. Hate the scene, love the scene. Sperând, sperând, mă, că nu suntem la piață. Pe spate e un mesaj. Am văzut, da. Și ia uite, mai am un detaliu. Hai că nu mai... Gata, lăsați-le, mulțumim, Nataliu aici, ia citește. Că le-ați prezentat. Foarte fain. Da, chiar sunt așa ciudată. Și mă, Cruzuță. E ceva, da, nu, adică e ceva în care eu m-am băgat pentru că îmi place, da. Și mi se potrivesc pentru că sunt cât mai non-conformiste, cu atât mai bine pentru mine. Nimic nu e prea mult pentru mine, da. Așa că mi se pare că mi se potrivesc, știi, și mi se potrivește stilul ăsta. Da, ideile. Zis, ideile sunt ale lui Andrei, dai seama, dar și eu îi dau tot felul da, de idei tot acum. Timpul. Vorbim în fiecare seară la telefon, toți trei facem conferință și stabilim detalii, pregătim, urmează să facem și un video super porno, surpriză. Da, nu în trio, nu te gândi sau... Hai să-ți dau un sfat. Nu te gândi, nu că te, știu că te-ai gândit tu. Nu, stai. Hai să-ți dau un sfat. E bine să te duci în zona sexoasă a lucrurilor, păi, dar nu atât de evident, știi? Adică nu porno, da, ferește, nu, dar nu mă duceam. Perivânatul, știi? Dar așa, astea cum arată asta, sunt senzaționale. Păi așa sunt, așa o să fie toate, și... dai seama. Nu dai seama dacă te duci. Lumeam și da, eu dacă acum, te duci prea îți dai seama. Prea în, dar nici nu se poate să mă ducă, pentru că sunt oricum ele... Decor cu sexoșenia anume. E acolo deja. Dar unde da. Să mă mai duc atunci? Nu trebuie să te întorci. Trebuie să mă întorc, da, exact. Obosită. Da. Cum s-a întâmplat toată treaba asta? El a venit, Andrei, creatorul, sau mă rog... Da, el lucrează el care are idei, de 2 ani de zile. Către de voi sau voi l-ați căutat? Nu, deci el de 2 ani de zile lucrează la acest brand. Uh-huh. Și acum... Daniela a văzut când a început să facă producția, da, și i-a plăcut foarte mult. Și a fost să facă parte din proiect din și asta, da, exact, alături de noi și ceva nou. Eu am pus până acum imaginea potrivită. Normal. Exact. Mesaje, până acum am pus, știi foarte bine, rochi, chestii și așa mai departe, până tricouri și așa, și oricum o să facă mai multe, știi, și pantaloni, dar deocamdată cu tricourile. Da, păi normal că e la început, da. Îți dai seama. Și oricum astea merg foarte bine și se vând foarte bine. Să știi, pun o poză pe, să zic, Instagram sau Facebook, vinde dintr-o dată 10. Da. Deci îți dai seama. Deci stocurile se... Am înțeles. Bine, da. Știi, genul ăsta trebuie să necesite o imaginație bogată, pentru corect. Că e nasol să te întâlnești cu încă doi la un club cu același tricou. Corect, știi? Bravo. Deci, eu unul aș vinde unul, maxim două. Sau, știi, dar eu aș purta tricouri cu într-o singură mărime, vorbesc să serios. Zicem, știi? O să fac. Eu aș purta tricouri Daniela Cud. O să fac. Da, următoarea colecție, da. Ședință foto, una mișto cu... Am găsit niște fete frumoase și o să facem niște ședințe foto. Sunt pe piața asta, uite, frumoase. Codin Maticiu, care are o linie de tricouri, da, cu mesaje super haioase. Da. Dar, repet, trebuie să fii tot timpul creativ și să ai foarte, foarte multe modele, pentru că este rău și pentru cei care se întâlnesc, dau față în față îmbrăcat. Ca și la voi, la fete, vă duceți cu aceeași rochie, două, trei fete
poate la o nuntă sau la un eveniment, te simți foarte rău. Corect, dar este un... Atât trebuie să fie aproape unicat. Păi sunt, păi sunt adică, și chiar gând, sunt. Da. Modelele sunt... Hai să mai vedem, pentru că am 100% românesc, e făcut de el, gândit de el, tot. De la zero. Comandate, tot, nu sunt făcute de gata, tricourile sau ceva. Tot da, e... nu, dar ca mesaje mă gândeam la... Ca asta mesaje, spuneam, da. Mesajul trebuie să fie unicat aproape pentru fiecare. Sunt conceput de el, nu-s luate după nenu, sunt absolut... Mai avem ceva... Originale. Aida, înțeleg că avem niște... uite, astea ar fi... Da, cam astea sunt, cam genul ăsta, exact. Astea vreau două. Ia uite. Nu e mișto? Și ideea, adică, mie mi se par super, adică, foarte super tare, așa, creative. Și... Mai sunt și alte forme, știi? Pere, mere, nu da. Mai lămâne. Piersică. Tot aprozară. Piersică nu. Cine ai, mă, piersică? Cireșe. Plac piersicele, că mai foarte. Da, dar nu e acolo piersică. Mă rog. Lasă-mă, pune păi doar piersică. Hai, următoare. Dar cine e domnișoara? Păi, cine e domnișoara, auzi, Sorin? E creată de... A preferat să rămână anonimă. Hai, să nu cumva să își vadă moaca pe tricol să vă ceară, să vă ceară drepturi de da, auto. Nu, nu, știi, acum intră, nu, în, nu, nu. Intră în vigoare legea asta cu protecția da. Datelor personale. Uite, aia ar fi următoarea cu alte da. Obiecte ținute în dreptul sânilor. Da. Mă rog. Sunt sexy, așa și da. Exact ce se poate. Pe alb, acum, pe alb și pe negru, nu? Da, sau alb, cum? Negru, da, exact. Doar alb și negru deocamdată, nu alte culori, că... Nu este stilul Wicked. Stilul Wicked rămâne pe alb și negru. Alb negru. Da. Alb și negru, mie mi-a plăcut, îți dai seama, ideea. Altfel nici nu mă băgam în chestia asta. Ai avut vreo idee de tricou? Până acum? Am avut, da. Dar trebuie să fac eu pozele. Dar n-a trecut. Trebuie să fac eu pozele. Următoarea colecție. Vreau să fac eu pozele și să pună pozele cu mine. Da, dar nu o să se vadă clar că sunt eu, știi? Uite, eu o să fie așa ceva mai ciudat. Aș lua o poză din pictorialul tău, Playboy, de exemplu. Ăla, uite, fac unul cu tine. Când mă când pictai tu. Bravo, ce tare. Nu ne cunoșteam. Bună idee. Jur, chiar că bună idee. Și pe spate o să dăm un citat, Dan Capato, o să scriem citat. Capul meu, pune-l pe brief. Dacă îmi dai voie, cum să nu, auzi? Stau voie, cum să nu. Cum să nu? Mi s-a părut foarte tare întâmplarea aia, pentru că eu nu știam pe Cruduța pe atunci. Da, adică noi, nu ne cunoșteam, eram la Neața atunci. Eram la Playboy, ea era în TV și, mă rog, ideea a fost ca eu, un pictor nebun, să da, da. O pictez pe ea. Tare, pe da. Pe ea eram cu pensul la, pe trupul ei. Foarte ce tare, o idee, da. O idee ce bună idee! Uite, chiar mă duc cu el după emisiune la Zamon, la petrecere, să știi. Bravo, da. Hai să mai vedem, mai avem? Mulțumim! Pentru cei dezinhibați sunt, bineînțeles. Mai da, avem exact. Mai idu. Pentru cei dezinhibați, normal, pentru... Acesta este deja oricum. Pe... Este tricou pe care îl poartă... Ăsta s-a vândut blană. Hai, dați-le mai repede. Tip rochie, nu? Asta da. Păi așa se poartă acum și la băieți. Da, n-ai da, văzut da, mai lunguțe, lărguțe. Mai lungu. Pantalon scurt cu... La băieții fără burtă. E, s-o crezi tu, să mă vezi no. După mine la mare. Stă bine. Nu. Lui Silviu îi stă bine. Negru, îi place. Da. Ăsta e foarte tare. Ai, se da. Poartă, se poartă și ăsta, exact. Asta mi se potrivește mie. Da, e foarte bun. Da, deci intrați și pe teritoriul lui Codin, cu mesaje scrise, nu numai vizuale. Nu foarte multe. Mesajul este Wicked și am înțeles. S-a potrivit da. Perfect. Uite, și color. Uite ce mișto e ăsta. Da, dar e pe negru, adică tot fond. Am înțeles. Bine, mă, și... Nitare, Silviu? Ăsta e preferatul meu. Și a intrat pe teritoriul lui Ferrari. Da, e. Serios. Da, corect. Da. E loc pentru toată lumea, nu-ți dai seama. Ce, Doamne, iartă-mă. Hai, nu mă. Ia, uite, ăsta, da, e, și ăsta e ciudat și mișto așa. Insanity. Aido, de ce merge atât de încet? Insanity. Luminează. Nebunia unei persoane înseamnă normalitatea celelalte. Sau da. Persoane. Sunt puține, astea puține care sunt. Astea cred că l-are, ăsta l-are Silviu. Ăsta l-ai tu. Eu? Ăsta da. Eu da. L-ai tu. Dan, Dan. Ăsta e pentru mine. De, scoate-l din vânzare. Să fie scoate-l unic. La vânzare, să fie unic. Da, uite, îți dau o idee. De exemplu, dacă îmi vine mie vreo prostie în cap și te rog da. Să punem pe un tricou, faci signature. Adică Wicked Signature Edition, știi? Corect, da. Mă, cine te crezi, mă? John Lennon. Nu, că se poate... Câte idei aici. Da, chiar că dai foarte deci, super. Deci, de ce? Și numai de-astea modeste. Avem o serie de 50 de bucăți semnate de Dan Capato. Am avut, să nu le cumpere din dracu. Am avut numai idei modeste. Da, poza sau mea cu ea, idee. Nu? Bună idee, da, da. E bună asta, da. Chiar că cu tine... Aole, ia dă-l până apoi, dă-l înapoi până. Da, zic, numai idei modeste. Una cu poza mea, altul cu semnătura lui. E foarte bine. Bă, ăla era Hitler? Da.
Da. N-aveți voie. De ce? Păi, dar nu era, nu era ochiul lui, era așa. Nu era Hitler, era Amy Winehouse. Nu, mă, înainte. Se cheamă Popart. Popart, da? Da, prea seamănă. Am a trecut ceva vreme, mă. Popart, dar seamănă cu originalul. Da. Eu știu că sunt interzise, însemne naziste, da. Svastica mi se pare că e interzis. Oricum, orice însemn nazist este interzis. Dacă cred că și în ochi, altă gură și la mai. Nu știu. Nu, păi, oricum. Ar fi bine să vă interesați. Bine, mă, dacă eu îmi pun așa o mustăcioară, te gândești la Charlie Chaplin sau la Adolf Hitler? Ia dă sporul așa. Dă-mă sporul așa. Dacă pun mustăcioară, la ce te gândești? La păi Charlie, dă sporul să spun la ce mă gândesc. Uite. Acum știu la ce mă gândesc. Dacă la Charlie Chaplin. Dar ar putea să te interzică la TV. Ok, da. Atunci plec din emisiune. Vorbește ca și Charlie, gata, e pe. Da. Și îmi place că am și eu ocupații. Bravo, mă, produs-o. În sfârșit faci și tu un lucru bun. Da, exact. Da, crezi că poți să strângi bani sau eBay și pe ăștia? Păi nu știu, să-ți dai seama, depinde. Nu, măi, că acum și fac bani, am și eu, dai seama, mă ocup, serios. Mă trezesc la 6, stau să iau comenzi. Da. Pe ce faci și delivery? E ca la piață, mă, udă florile astea. Crudu F.C.O., alo, bună ziua, unde? Unde să vă trimitem? Da, vin personal în drumul Taberei. Alo, ce da, vrei, mă, e șase. Știi că-s foarte... Pace și voi, uite, altă idee. Primele 10 tricouri comandate în București să le duci tu personal. Ok, ia uite ce, altă idee bună. Deci, hai, gata, mai trebuie să... Altă idee, vorbesc, da. Serios că le duc. Uite, mie asta îmi place. Ce? Da? Pentru următoarea colecție, înainte de următoarea colecție, venim să vă consultăm. Deci, fii atent, deci, dacă ești de acord, dar nu o să faci asta. Ce ai zis, după ora 0, da? Primele 10 okay. Comenzi, da? Da. Din București, da? Le duci tu personal. Și okay, filmăm, gata, și da. Filmăm, da. Și, te și filmăm. Film, da. Okay. Gata, mă, mergem cu tine. Primele 10, fix de la ora 0. L-am dat acum. Am zis, l-am dat, da. Uite, ăsta e ăla cu Hitler. Da. Dar nu, da, e el, mă, nu e el. Nu e, ia uite, are alte sprâncene. Amy Winehouse. Adică e o combinație între Hitler și Puiu Călinescu. Da. Amy Winehouse. E nu vezi că are ochii lui Amy. Da. Mustața mea. Și eu am avut așa. Da, de care partea paharului o privești. Adică e...